În condiții de disciplină. Ok. Da, sigur, vă mulțumesc. Cred că o să începem brusc. Reflexe de moderator trebuie să exersate de lung și o să începem poate de rapid pentru a reuși să avem și discuții. Deci, Cristian Iftode, cuvintele și locurile pentru o polifonie urbană. Vă rugăm. Mulțumesc, sper că m-auziți. M-am refugiat în heterotopia mea privată aici, în mansarda amenajată în podul vechii noastre case, ca să fie liniște. Ce pot să spun? Sunt inevitabil frustrat de faptul că nu pot participa în prezențial la acest colofiu. Totdeauna părțile cele mai spumoase sunt în interstițiile unui workshop, unei conferințe, în discuțiile de la cafea și așa mai departe. Pe de altă parte, ce am apucat să ascult până acum ieri pe YouTube, pentru că eram pe drumuri și doar în prima parte și astăzi aici, este extrem de interesant pentru mine și mă ajută să-mi limpezez mai bine gândul care stă în spatele acestei intervenții. Eu acum, cu unii dintre voi, mai ales cei care activează academic așa, în domeniul filozofiei, știu, în ultimii 10 ani m-am ocupat, nu exclusiv, dar predilect de Foucault, am ținut cursuri la București, chiar și la masteratul lui Gros de la Paris, la un moment dat am publicat pe zona asta. Să zicem că existau premizele, nu? Academic să mă consider într-un fel specialist, dar și acest dar e foarte important, pentru că în filozofie, dacă de la prea multe validări și confirmări încep să privești de sus, îți furi singur căciula. Așa încât foarte franc și paresiast, o să mărturisesc că dacă nu era ideea aceasta lui Ciprian Mihalici, dacă nu era Bogdan Ghiu, care m-a avertizat cu privire la diferențele semnificative din ediția Pleiad legate de această conferință cu destin singular, nu aș fi ajuns probabil vreodată să iau în serios acest concept. Altfel spus, știam ce a zis Defer, știam ce a zis Eribon și am mers pe fentă, cum se spune fotbalistic. Însă ceea ce o să încerc în timpul ăsta ingrat să schițez, și oricum miza e un șantier aici în care folosim uneltele lui și un text scris poate că va da mai bine seama și va da măsura acestui argument, dar tratamentul discursiv pe care încerc să-l propun pe urmele unei sugestii a lui Frédéric Gros ar vrea acum sau mă pune în poziția chiar de a contrazice într-un fel ceea ce spunea mai devreme Ciprian în intervenția dintre conferințe, și anume că e vorba de un concept datat. Evident că există foarte multe temeiuri pentru a spune asta, dar hai să vedem dacă îl putem privi diferit. Și ceea ce spun, într-un fel, se leagă bine, cred eu, sau în mintea mea cel puțin, cu conferința lui Bogdan Ghiu pe anumite părți,
despre care vorbisem cu el doar foarte, foarte general și cu foarte, nu știu, conferința lui Corneliu Bulba, care mi-a plăcut foarte mult, despre care nu știam, despre conferință, vreau să zic, despre obiectul ei dinainte ceva. Bun. Să vedem dacă voi reuși să ajung la capătul acestui. Eu sunt heterotopic și în ceea ce privește, nu, situarea mea filozofică, pentru că am două formații, una e poststructuralistă, alta e analitică, ceea ce mă face de obicei să fiu perceput extravagant și la București și la Cluj, dar mi-a pirit până acum în carieră, de ce să nu o spun. Destinul singular al acestui instrument din lada de unelte conceptuale foucauldiene, cum spunea Bogdan Ghiu, această noțiune continuă să uimească. Nu? Mai întâi totul e dublat și parazitat atunci când vine vorba despre această noțiune. Am văzut deja, nu, în intervențiile precedente, cum conferința radiofonică în decembrie 66, Les Utopies Réelles, Lieu et Autre Lieu, unde Foucault propune acest cuvânt rar, cu o utilizare nouă. Dicționarul Littré ne spune că termenul făcea deja parte din vocabularul medical. Heterotopie desemna poziția anormală, și sigur că aș sublinia cuvântul anormal, a unui organ sau țesut în interiorul corpului. Această utilizare nouă a unui cuvânt rar e reluată într-o formă considerabil remaniată în martie 67 în fața Cercului de Studii Arhitecturale din Paris, cu titlul Desespasotre, variantă care va fi publicată abia în 84, un catalog, unei expoziții de la Berlin dedicate reconstrucției și renovării orașului. Și atunci, după cum știți, textul pare a intra în rezonanță directă cu intenția directoare din spatele expoziției internaționale de arhitectură de la Berlin, de a evita orice plan urbanistic general, privilegiind, în schimb, zicea Gros, juxtapunerea de insule, având fiecare arhitectura sa și propriul său mod de locuire. Și iată cum noțiunea de heterotopie ajunge să cunoască o formidabilă carieră în teoria arhitecturii, geografie, urbanistică în anii 80, de la Berlin la Los Angeles, nu, cum spunea de fer, pentru a deveni în anii 90 un cuvânt foarte utilizat și de-a bine l-a abuzat în zona de cultural studies. Acum, ediția Pleiad a operelor lui Foucault, îngrijită de Frédéric Gros, la care făcea mai devreme trimitere, ne pune la dispoziție și versiunea scrisa conferinței radiofonice din 66, însoțită de explicații și note revelatoare. Dar, așa cum Bogdan Ghiu a anunțat deja și cu siguranță știați deja, nu, nici aceasta nu reprezintă prima ocurență a termenului în corpusul foucauldian. Termenul era folosit pentru prima oară, din câte știm, în chiar prefața de la Cuvintele și lucrurile, și cu un sens diferit cel puțin la prima vedere. Pentru a desemna nu locuri reale, ci juxtapunerea non-locul limbajului de elemente între care niciun raport stabil, fie logic sau analogic, nu poate fi stabilit, zicea Gros. Ce voi încerca însă eu să argumenteze că omonimia în cauză nu este de fel una accidentală, deoarece heterotopiile, spunând așa foarte simplu, prea simplu, se cuvin concepute în egală măsură ca altfel de locuri și ca manieră de a vorbi altfel despre locuri, aceleași altele, tocmai această indistinție vizată. Deci despre dublare și dubluri va fi vorba, ca și despre faimosul râs al lui Foucault, dar și ele dublat. Pentru că mai întâi e ironia lizibilă în propunerea de a pune bazele unei veritabile științe a heterotopiilor, botezată heterotopologie, în prima versiune a conferinței, ironia atenuată în versiunea din 84, unde Foucault zice, am putea presupune, nu o să spun o știință, deoarece cuvântul este prea compromis acum, termenul francez galvaudé, care nu se dă compromis, compromis de o utilizare greșită, leagă compromisul de un prost uzaj, deci al științei chiar. Nu? Deci nu o să spun știință, dar o să spun un soi de descriere sistematică și continuă. Ok, însă în această schimbare de ton, de fapt, se poate citi întreaga ambivalență a raportării lui Foucault la structuralism. Suspiciunea de fond care au făcut posibil poststructuralism. Ironia e manifestă în condițiile în care, așa cum știm, exemplele de heterotopii invocate par să sfideze tocmai posibilitatea unei organizări sistematice, a unei taxinomii regulare. Și atunci, pe bună dreptate, ne putem întreba, ok, ce fel de concept, nu? Cum se întreba Bogdan Ghiu, este acela de heterotopie și dacă nu este cumva un anticoncept. Dacă singurul lucru care poate fi spus în propriu despre acest semnificant plutind prin corpusul foucauldian nu este tocmai refuzul unității proprii conceptului, refuzul a ceea ce poststructuraliștii vedeau că ne-a devenit indispensabil pentru a gândi însăși posibilitatea gândirii, instalați periculos de confortabil în solul gândirii europene.
Dar ne putem întreba și dacă nu este cumva o glumă, o farsă duchampiană sau chiar un virus vârât în lada cu unelte conceptuale a lui Foucault și dovedindu-se extrem de contagios, nu? Dat fiind hype-ul studiilor despre heterotopie în anii 80-90. Ironia însă e dublată de o a doua, despre care iarăși a făcut vorbire Bogdan Ghiu, sau mai curând de un hoho de râs urmat de o ușoară condescendență la adresa arhitecților. Știm această, dacă dă încrezarea acestei scrisori private adresate de Foucault partenerului său, nu, când un arhitect interpelează cu scopul de a-l solicita să reia conferința radio în fața specialiștilor în arhitectură urbană, nu, deoarece vedea noțiunea de heterotopie un posibil punct de plecare pentru o nouă concepție despre urbanism, Foucault e mai întâi teribil de amuzat. Nu, pentru că pare că utilizarea care îi rămăsese în minte era cea din prefața, nu, publicat volumul mai devreme, în 66, nu, Cuvintele și lucrurile, în timp ce cea de la radio, așa improvizată, pornind de la tema utopiilor, îi se părea doar una conjuncturală, parazitară. În schimb, în Cuvintele și lucrurile, noțiunea deschide terenul de investigație, care nu este, desigur, urbanismul sau arhitectura, ci însă și ordinea discursului. Adică felul în care lumea este organizată și înțeleasă, pornind nu de la un principiu atemporal, ci de la o matrice specifică unei anumite epoci istorice. Nu mai exact, posibilitatea de a virusa, de a destabiliza, de a contesta o ordine conceptuală bine consolidată din punct de vedere istoric în mințile oamenilor, prin posibilitatea de a inventa în limbaj o ordine a lucrurilor, nu? Primul titlu, după cum știm, al volumului, fără principiu cunoscut, un clasament ce nu are alte mei decât faptul că atare de a le enunța, mai zice acolo. Și totuși Foucault va da curs solicitării arhitecților, iar textul cunoaște după mai bine de un deceniu acea nescontată faimă. Putem spune că the joke, the historical joke was on Foucault. Și manuscrisul remaniat pe baza căruia Foucault reia conferința în 67 conține, și știm azi grație ediției Pleiad, pentru că nu a apăruse așa forma 84, nu e preluată, știm că manuscrisul conținea câteva formulări concluzive pe care el nu le prinde în textul publicat în anii 80, dar pe care, știți cum făcea și cu cursurile, și le lăsase pentru a trage concluziile oral, strict oral în discuție. Și prin acele rânduri devine evident că el își înscria deja, Foucault însuși, strategic analiza heterotopiilor în câmpul teoriei generale a arhitecturii. Deci după râsul inițial și ceva, probabil cercetare adițională, poate un second thought, așa. Pasajul respectiv vi-l citez în caz că nu aveți toți la dispoziție ediția Pleiad, nu? La final, la note, nu? Deci el spune așa, toate acestea, stă la concluzie, pentru a dezvolta un ansamblu de enunțuri, argumente, nu? De topo, antifuncționaliste, nu? Și sunt aceste trei puncte. Spațiul nu este o întindere vidă unde ar fi vorba să decupăm conform necesităților, nu este niciun ansamblu de locuri care s-ar articula unele pe altele sau unele între altele și fiecare ar avea o valoare funcțională inteligibilă și cumva sacră, imuabilă. Și în fine, dacă e adevărat că în spațiul concret al oamenilor există foarte multe amplasamente care sunt asta și doar asta, să zic așa, există deopotrivă niște amplasamente care contestă pe toate celelalte, le dizolvă, abolesc stabilitatea lor și revelează prin aceasta că nu sunt nimic mai mult decât un, și asta e probabil sintagma cheie, un ansamblu mobil de relații. Deci duce lucrurile mai departe, deja se simte ceea ce va urma foarte nicean așa în etapa 70 a genealogiilor. Da? Ansamblu mobil de relații, nici măcar de amplasament, cum era în textul publicat. Acum, incurabil ambivalentă, noțiunea în cauză, știm, deschide simultan și lucrul ăsta cred că devine ceva mai frapant în versiunea revăzută către o chestionarea politică antropologică a raportării la spațiu. Pe de o parte, că avem toți acești termeni precum contestare, contraamplasare, contraspațiu, ce fac lesne inteligibilă continuarea în această direcție militantă prin regândirea pornind de la Henri Lefebvre și de la sa revoluție urbană din anii 70, nu? Deci mult înainte ca noțiunea lui Foucault să devină populară, a heterotopiei ca devianța asumată politic de la normele sociale și, dacă vrem, ca un fel de loc neloc al scoaterii. Dar, în egală măsură, și am văzut ieri în conferințele Augustin Ioan și în discuțiile care au urmat, și am apucat să le prind și eu, spre o posibilă pledoarie pentru respiritualizarea locuirii în oraș. Nu? Văzut, versiunea 84 vorbește explicit despre cum spațiul contemporan nu a fost cu totul desacralizat, insistă asupra
heterotopiilor sacre, care sigur nu cred că putea avea în vedere biserica, apropo de discuția de ieri, dar spații intervalice și purgatorii. Nu? Ca și asupra felului în care modificarea amplasării cimitirelor, știți, în oraș și monumentele funerare, atestă această modificare a raportării la moarte. Și, evident, introduce heterotopiile recurgând la, cum bine observa Augustin Ioan, o formulă similară cu cea utilizată de Otto pentru definirea sacrului anuminosului, Ganzandere, cu totul altul. Aceste locuri, deoarece sunt cu totul altfel decât toate amplasamentele pe care le reflectă și despre care vorbesc, le voi numi, prin opoziție cu utopiile, heterotopii. Dar mai important aici, nu vreau să ajung, este să revenim retrospectiv la acea primă ocurență a termenului în volumul Cuvintele și lucrurile din 66. Și la primul exemplu de heterotopie. Dacă putem vorbi despre prim și primordialitate, doar strict, să spunem așa, cronologic, în niciun caz ca un fel de lege a sensului, pentru că atunci am intrat într-o autocontradicție performativă. Dar cel mai vechi exemplu de heterotopie, sigur că este acea clasificare a animalelor în conformitate cu imaginarea enciclopedie chineză borgesiană, unde nu apare acea enumerare și așa lovitura de geniu sunt literele, nu A, B, C, D, nu? Și așa mai departe, în ceea ce tocmai este opusul sau ceea ce deschide orice posibilitate de clasificare logică, nu? În toate felurile. Și acolo Foucault, nu, preciza monstruozitatea pe care Borges o face să circule în enumerația sa constă în aceea că spațiul comun al întâlnirilor este el însuși distrus. Imposibil este nu învecinarea unor lucruri, ci locul însuși unde ele s-ar putea învecina. Și ăsta e fundalul conceptual pe care o pagină mai încolo invocă acest termen heteronomii, nu? Heterotopii. Heterotopiile neliniștesc, fără îndoială, pentru că minează în secret limbajul. Pentru că te împiedică să numești aceasta și aceea, pentru că distrag numele comune sau le amestecă, pentru că degradează dinainte sintaxa și nu numai pe aceea care construiește frazele, ci și pe aceea mai puțin manifestă, care face să stea împreună, alături sau față în față, cuvintele și lucrurile. Am încheiat citatul. Deci, hai să ne întoarcem, asta e propunerea mea în lumina acestor precizări, la principiile sau trăsăturile, nu folosește ambii termeni în cele două versiuni, heterotopiilor enumerate și expuse sumar în cele două variante de conferință, cum am văzut parțial cel puțin la Corneliu Vâlbă, și dacă încercăm să le facem să stea împreună, nu? În sensul că luate împreună ar defini un concept sau că ar constitui proprietățile noționale ale ideii de heterotopie, vedem imediat că lucrul e imposibil. Și se soldează cu o enumerare nu foarte diferită de clasificarea animalelor în enciclopedia altfel, nu? China antică ea însăși, această heterotopie a occidentalului, invocată de Borges. Pentru că ce rămâne din clasificarea alternativă a animalelor, dacă nu doar un ansamblu mobil de relații, cum zicea el în notița neinclusă în textul scris de peste un an. Deci nu doar exemplele de heterotopii date de Foucault sunt bulversante prin varietatea lor, dar principiile invocate par a ține fiecare de o altă ordine a discursului. Iar asta chiar renunțând în versiunea 84 la primul rând de exemple care erau heterotopiile infantile, nu patul părinților, cortul indian, prima heterotopie chiar copilăria, așa cum o reproiectează adulți. Și rămâne la cele adulte pe care le știm. Deci iată cum omonimia heterotopiilor nu mai pare cu o expresie cu rezonanțe aristoteliciene fortuită, nu mai pare apotuches. Tocmai contestarea lui Aristotel, părintele clasificărilor logice, era implicit vizată în prefața lui. Enciclopedia chineză e contestarea teoriei genurilor naturale, pe care Aristotel o susținea și o asigura în logica sa printr-o teorie a noțiunii și a clasificării, nu? Expusă în Organon. E ceea ce urma să conteste în cuvintele și lucrurile proiectul de istoricizare a prioriului și istoria formațiunilor de adevăr elaborat în jurul noțiunii de epistemă. Deci iată cum, asta vreau să zic, respingerea funcționalismului arhitectural indicată în manuscrisul revizuit în 67 e precedată de respingerea funcționalismului aristotelic, adică a viziunii teleologice, finaliste, potrivit căreia fiecare lucru și animal se definește pe baza unei ergon, nu? Unei funcții naturale pe care e menită să o îndeplinească. Și de aceea mi se pare că, ca să mă apropii de încheiere, avertismentul lui Gros era salutar, că el ne spune, hai să încercăm să facem un fel de epoche, nu fenomen, să recitim textul conferinței în 66 fără să-l înscriem de la bun început în dialogul care a urmat cu arhitecții, urbaniștii, fără ce se întâmplă cu utilizarea din calcelor studies, ci să-l înscriem
în locul natal al acestei noțiuni, care este limbajul. Căci, în fond, ce sunt aceste, zice Agro, alte spații, dacă nu maniere de a vorbi despre acestea? Ce este bordelul, dacă nu povestea imaginară sau trăită pe care o relatează despre bordel Edmond de Goncourt și Arago, în exemplele din prima versiune? În acest sens, distanța dintre utilizarea termenului în cuvintele și lucrurile și utilizarea pe care o capătă în conferința radiofonică și ulterior e mai puțin evidentă decât ar părea. Locuri reale, fără îndoială, heterotopii, sunt inseparabile de această mare rezervă de imaginație care le e atașată și a cărei putere de contestare numai limbajul o poate reactiva. Niciun spațiu nu este prin sine absolut diferit, conchidea Gro, unele pot deveni astfel cu condiția să fie transfigurate prin povestire, mit sau vis. Ok. Foucault insistă pe exemplul coloniilor iezuite, nu știm, și poate că rezidă o ultimă ironie aici, în faptul că gânditorul la care putem găsi pandantul noțiunii foucaultiene de heterotopie, puntea dintre ordine narrativă și topologie, prin conceptul de polifonie urbană, e tocmai poststructuralistul ex-iezuit Michel de Certeau. Nu o să mai fie acum timp să vorbesc, doar în două vorbe despre ce făcea Certeau, cel care știm că textul inclus în primul volum din Inventarea cotidianului opunea lui Foucault conceptului de strategie pe acela de tactică. Ok, ce face după aceea Foucault prin tratamentul tehnologiilor sinelui și a relației putere-libertate? Probabil că ne arată că foucauldian, văzând lucrurile, nu e nevoie de un concept suplimentar față de cel de strategie. Ai, face asta. Dar asta e o altă poveste. Deci ce făcea, ăsta e textul pe care vi-l indic în încheiere, de Certeau, în 83, deci cu un an înainte de publicarea versiunii remaniate a conferinței, deci nu putem să bănuim, poate în discuții, dar nu oficial, o trimitere directă, de Certeau publică în Arhitectura Interior CREE articolul Paris, Retour de la Ville, care va fi reluat în volumul 2 al Inventării cotidianului cu titlul de Le Revenant de la Ville. Nu? Și sigur că aici e un registru spiritualist, nu? Le Revenant. Sigur că putem bănui o altă agendă decât la Foucault și un inefabil plan de transcendență în tratarea unor dislocări și rupturi de nivel în care Foucault nu întrezărea vreo ordine simbolică, arhetipală sau venirea clandestină a celuilalt, ci numai proprietatea de a suscita o varietate de proiecții imaginare. Dar oportunitatea demersului de Certeau era incontestabilă. Articolul plecând de la contestarea literei de lege a planurilor urbanistice în marile orașe istorice, conservarea patrimoniului cultural, determinând eforturi planificate de integrare a clădirilor vechi într-o ideologie a prezentului. Da, se întreba de Certeau, ce aer străin deranjează aceste eforturi, desigur, salutare, dar nu suficiente? Și el trimitea la cercetări arhitecturale, precum școala SIT de la Los Angeles, din SUA, în fine, cu trimitere mai ales la, nu, care viza posibilitatea de a da cetățenilor, nu puteți da și imagina orașul, de a-l visa, de a-l trăi și evocă siturile din orașele vechi ce suprapun narațiuni întrepătrunse și transmise intergenerațional, precum niște veritabile spirite ale locului. Nu? Și asta, crede el, pune în joc o tactică a memoriei necesară supraviețuirii orașului viu, așadar nu doar prin conservarea / restaurarea de fragmente muzeificate, centru istoric, nu? Deci, ci menținându-le ca prezențe narrative autonome și ireductibile, generând o rețea, o polifonie urbană, un spațiu de rezistență în fața uitării, amalgamării și blocurilor de sticlă. Îi datorez lui Alexandru Tofan faptul că a atras atenția implicit prin cartea lui despre Certeau asupra acestui articol. Pe scurt, e vorba de o memorie vie și multistratificată, de un colaj și un palimpsest urban imposibil de conținut sau de redat printr-un plan urbanistic general, totalizarea funcționalistă împotriva căreia milita și Foucault. Și închei cu acest citat din de Certeau, care e de frumos că îl redau în franceză, nu merită. Și care cred că face puntea foarte direct cu noțiunea de heterotopie. Les histoires sans parole de la marche, de l'habillement, de l'habitat ou de la cuisine travaillent les quartiers avec des absences. El îi trase de memoire qui n'ont plus de lieu. Nu? Trasează memoria, amintiri care nu au loc. Des enfants, copilării, nu primul exemplu din treabă. De tradition généalogique, des événements sans date. Tel est aussi le travail de récit urbain. Ok, m-am întins cu câteva minute, chiar 5 peste. Asta a fost și sigur că după ce se încheie acest panel, rămân pentru orice fel de răspunsuri sau comentarii doriți. Aplaudăm din nou.
Asta ne, închis ne, microfonul ne la primul tur de aplauze, așa că am cerut repetarea aplauzelor. Deci ești primul care beneficiază de două rânduri de aplauze. Da, păi totul, am vorbit de dublu, am făcut priming, am amorsat chestia asta, probabil. Avem o a doua intervenție din partea lui Ionuț Văduva, heterotopia ca alienare spațializată. Bună ziua, se aude ok? Vă auzim bine. Okay. Bună ziua, eu sunt Ionuț Văduva, sunt de la Facultatea de Filozofie din București și vă mulțumesc frumos pentru ocazia oferită de a-mi prezenta câteva idei într-o schiță mai generală la colocviu. Și ideea mea, în fond, este de a trasa o linearitate, plecând de la Foucault, de la gândirea heterotopiei, către utopie și apoi către distopie. Și, în fond, mi se pare că, pe lângă gândirea spațiului heterotopiei, ea este în aceeași măsură și de relevanță discursivă. Pentru că, în fond, și Foucault face referire la rețeaua discursivă și la rețelele sau cum se organizează puterea în funcție de heterotopie, mi se pare relevant heterotopia ca nod discursiv sau ca spațiu unde discursul devine manifest. Și în sensul ăsta mi se pare relevant heterotopiile de criză și heterotopiile de devianță sau de excluziune, pentru că pe de o parte ele cuprind discursurile sau felul în care discursurile despre sexualitate apăreau în societățile așa zis primitive și heterotopiile de devianță care sunt specifice epocii moderne și sunt instituționalizate sub formele psihiatriei, închisorii sau azilelor de bătrâni. Și în fond ele exprimă cel mai bine nodulitatea, să zicem, discursivă prin faptul că în cadrul lor sau prin efectele lor, genealogia puterii sau genealogia discursurilor este posibilă. Genealogia discursurilor despre raționalitate sau despre libertate pe care le analizează Foucault. Și în felul ăsta, în a supraveghea și a pedepsi, Foucault vede genealogia închisorii ca act de abstracție, în sensul în care corpul, știm bine, devine un mijloc de pedepsă și nu mai e obiectul însuși al pedepsei și în sensul acesta cred că trebuie trasată o analogie între ceea ce înseamnă spațiul închisorii ca pedepsire prin abstracție și un spațiu al producției care sunt specifice aceleași perioade. Și tocmai de aceasta trebuie integrate cumva într-un tip de heterotopie de contrast, deși heterotopia propune contrastul, propune și presupune din principiu contrastul. Însă contrastul e mai degrabă nu spațial, ci discursiv. E contrastul dinspre pretenția discursivă și practica discursivă. Și în sensul ăsta mi se pare relevantă și teoria ideologiei la Žižek, în sensul în care vedem dezvoltarea liberalismului în secolul XIX și vedem cum presupunerea universalismului, libertății, egalității formale presupune și producerea unui rest pe care Žižek îl vede ca proletariat. Și cred că aici trebuie văzută coerența dintre discursul închisorii și discursul spațiului de producție sau fabrici, se spune fabricii, deși nu era singurul loc de producție. Și tocmai de aceea, o forță de muncă care acum, prin practicile capitaliste, este salarizată și este cel puțin formal liberă și devine forma de legitimare a practicilor discursive, e de fapt teoretizată și apare într-o formă foarte succint și concis și coerent teoretizată prin Marx. Și nu orice Marx, ci Marx de tinerețe, din manuscrisele pariziene din 1844, pe care el le-a scris având la dispoziție opera lui Engels, publicată un an mai târziu, Situația clasei muncitoare din Anglia. Și teoretizarea contrastului constă în aceea că el vede diferențele astea, la care face referire foarte des, la uitați liberalilor, voi spuneți că forța de muncă e liberă, dar vedeți efectele ei, care sunt atât spațiale cât și discursive. Și spațiale în sensul în care organizarea orașelor, cel puțin în Manchester și cel puțin prin practicile, forma de capital din Manchester, este segregarea cartierelor muncitorești de cartierele burgheze. Și asta e unul dintre punctele fundamentale pe care le atinge cel mai stringent, pe care le atinge Engels. Și tocmai de asta vreau să propun și o distinție sau și o
delimitare a ceea ce s-a numit utopismul comunist al lui Marx de tinerețe și utopismul socialismului utopic. Și mi se pare că, în fond, nu putem să vedem gândirea spațiului la Marx, gândind alienarea ca fiind un utopism. Sau nu poate fi o utopie cât timp chiar nu e o gândire a unui spațiu ideal. Ci e în limbajul lui hegelian o negare a negației care dă mai puțin decât o afirmație care e și care se împotrivește negării negației ca afirmație de la Hegel. Și de fapt vreau să propun că o gândire utopică poate să apară numai prin gândirea spațiului izolat. Și în sensul ăsta mi se par relevante două cazuri din ale socialismului utopic și probabil cele mai cunoscute, caracteristice acestui socialism, fiind falansterele lui Fourier și orașele lui Owen sau comunitățile pe Lanark sau New Harmony. Pretențiile sunt aceleași, pretențiile lui Marx sau obiecturile critice și referentele sunt aceleași, pentru că Fourier în textele lui destul de disipate despre falanstere va spune că trebuie să reacționăm, trebuie să construim niște spații care se împotrivesc discursurilor liberale care produc în fond muncitorul care rest, și scopul izolării e de fapt exacerbarea sau accentuarea restului care acum izolat se autonomizează și ermetizează. Și în fond Fourier, la fel ca Marx, viza și desființarea muncii în forma ei capitalistă industrializată. Și munca acum la Fourier citat apare ca joc și ca activitate. Și tocmai în sensul ăsta, utopia la Fourier și la Owen, care apare tot și orașul, comunitățile lui Owen apar tot ca spații autonome și spații ermetice în care ca comunități în fond izolate, multe dintre ele, neavând în mod necesar accente religioase, se definește utopia cum se definește ca antidiscurs discursiv. Pentru că, pe de o parte, vedem că ele iau forma antidiscursului, să-i spunem, liberal, dar totodată conțin efectele specifice sau practicile discursive care sunt segregările urbane, întrucât falansterele, cât și comunitățile lui Owen presupun izolarea cât la mai mare distanță. Owen s-a dus până în Indiana, Fourier propunea locuri specifice precum văile de pe lângă Paris și așa mai departe, și propunea și vizite dintre capitaliști sau vizitatori din afară, în fine, în schimbul unor sume destul de mari de bani, pentru a contrasta discursurile existente în afara falansterelor și înăuntru lor. Și tocmai de asta utopia se propune ca exterioritate și ca exterioritate ermetică care îmbracă o formă care este antidiscursivă prin excelență, dar există și o continuitate între efectele discursive ale practicilor industriale și antidiscursivitatea utopiei. Și tocmai aici cred că trebuie văzută și relația între heterotopie și utopie, pentru că heterotopiile de contrast, sau mai degrabă contrastul prin excelență heterotopic, naște utopii după chipul și asemănarea lor. Și le transpun într-un spațiu antidiscursiv, o interioritate discursivă la rândul ei, prin care, de fapt, menține universalismul burghez, pentru că exacerbează restul, exacerbează muncitorul ca rest. Și în sensul ăsta, cred că trebuie, din nou, trasată continuitatea dintre heterotopie, acum utopie și distopie, pentru că distopia e cumva caracteristică secolului 20, și mai ales prin literatură și cel mai mult prin contextul războiului rece. Și prin excelență, cred că azi nu mai putem gândi utopii, pentru că nu mai putem gândi exteriorități spațiale sau nu mai putem gândi discursul ca exterioritate spațializată. Și tocmai de asta distopiile apar ca totalități sau apar ca ordini coerente de discurs și de spațiu și apar ca o ordine coerentă între ele. Și aici e și contrastul între utopie și distopie, pentru că utopia presupune un spațiu exterior sau un spațiu care se poate împotrivi, dar distopia presupune o împotrivire totală a spațiului și a discursului. Și cam atât am avut de zis. Mulțumesc! Mulțumim și noi, mulțumim foarte mult! Mai avem o singură intervenție înainte de
bine meritata pauză, dar da, bineînțeles, nu avem dreptul la pauză până când nu demonstrăm că am și înțeles ce am ascultat până acum. Deci îl invităm pe colegul Ioan Mateiciuc să-și prezinte lucrarea și după aia, bineînțeles, vom avea mini-colocviul final. Da. Să spunem doar că Ioan Mateiciuc, îl salut, sunt pe aproape și eu, ne vorbește de la Siret, unde e foarte angajat în tot ce a însemnat în ultima vreme relația cu refugiații ucrainieni și e cineva care a fost foarte angajat în toată această muncă, iar unul dintre motivele pentru care nu poate să fie astăzi cu noi e tocmai acesta. Deci, cu atât mai mult îi prețuim intervenția și prezența cu noi. Bună ziua, m-auziți? Da, foarte bine m-auziți. Da, mă bucur. Mă bucur că am avut probleme ieri și n-am asistat decât parțial la intervenții. Trebuie să recunosc că în momentul în care primisem semnale despre acest colocviu, m-am bucurat teribil, am spus că e o oportunitate să-mi limpezez multe dintre semnalele pe care le primisem despre direcția în care teza de cercetare doctorală la care lucrez acum și care se preocupă de acest imaginar pelicular și de relațiile puterii din interiorul pelicularului, făcând, după cum bine știți, o filozofie a cinematografiei utopice, distopice, aici e o discuție pe care a inițiat-o deja colegul Ionuț Bădva și mă bucur că a făcut acest demers. A reușit oarecum, recunosc, să-mi încurce toate calculele și mai mult, simt că o voi lua din nou de la capăt pentru a nu știu câta oară și vă mulțumesc cu reală bucurie pentru asta. Recunosc că ieri când am primit invitația pe Yahoo de la profesorul Mihali despre a vizualiza meniul de la restaurant, un loc în care servesc mai tot timpul masă atunci când mă aflu în Cluj la Bulgakov, recunosc că m-a apucat o nostalgie teribilă, dar aici, făcând o glumă, în capitala țării, la Siret, poate nedrept, am spus-o de multe ori în intervenții, e multă treabă și, așa cum spunea profesorul Mihali, timpul la Siret e foarte prețios și e comprimat teribil pe seama acestei anxietăți generale care s-au instaurat, lăsându-ne impresia unui, aș îndrăni să spun, unui iminent distopic gata să ne asimileze pe toți. Am audiat ieri o mare parte din intervenții și sunt bucuros de astfel de vecinătăți. Mi-am propus ca intervenția mea de astăzi să se refere la relații de putere în acest pelicular utopic, distopic, între aceste două limite pe care le și discută Foucault. Un pelicular care din perspectiva definirii implicite va face referire la un gen de film care promovează până la urmă această evadare sau această reconciliere în mod artificial a normelor sau a ideologiilor sociale divergente. În multe alte cazuri aș spune că e o ambiguitate care se referă la acest termen, este inerent noțiunii de utopie, fie că ne referim la un loc de nicăieri, un eus, sau fie că e un loc al fericirii, un eutopos. Spre exemplu, Peter Fitting, în ce este filmul, pleacă de la anumică The Things to Come din 36 al lui William Cameron și The Lost Horizon din 37 al lui Capra. Consider că aceste două filme sunt puncte de plecare în analiza utopicului pelicular, chiar dacă la acea vreme se vorbea mai degrabă despre un model de film fantastic despre viitor, acel Zukunft fantastische Film, o ficțiune speculativă. Dar e o lucrare deja destul de amplă a lui Radu Toderici din niște caiete ale Echinoxului de la Cluj, în care face o analiză despre acest fenomen. Aș
aș puncta câteva aspecte foarte importante ale utopicului cinematografic și ale utopiei în general, care preia foarte mult, utopia peliculară preia foarte mult din această utopie literară și transpune foarte multe elemente, și m-aș duce apoi către o aplicație, să fie un pic mai aplicat, să înțelegem cum, în ce măsură, pentru că, așa cum vă spuneam, am la bază această lucrare, această cercetare doctorală, în ce măsură acest instrument al puterii poate face acest ekphrasis, acest switch dinspre o realitate imediată, copiată într-o imagine mișcare și într-o imagine timp, dacă e să o citesc pe Deleuze, și face din această realitate peliculară o realitate imediată în care privitorul este angajat ca fiind complice și ca asumându-și-o până la capăt. Acest pelicular utopic manifestă tendința de a se baza pe anxietățile sociale contemporane, pe care să le reconcilieze în cazul utopiilor și să le amplifice, aș spune, în cazul distopiilor. Acest raport dihotomic, utopic-distopic, în analizele contemporane asimilate ca subgen mai degrabă al genului science fiction, dar care pot fi astfel catalogate mai ușor pentru că la rândul analizează rigori ale teoriei utopice, par să se constituie urmând convenții narrative, așa cum spuneam, ale literaturii utopice mai degrabă. Și aici avem teoriile lui Darko Săbin, în care se prezintă un loc izolat, unei comunitate este supusă unui sistem ierarhic formal, iată un prim contact cu teoriile lui Foucault. Darko pare să surprindă această conjuncție savoir-pouvoir, care pe mine mă interesează foarte mult, acest element al cunoașterii dintr-o perspectivă a analizei filozofice, asupra căreia jonglează în mod regulat, am spus, și Foucault, într-un raport direct cu acest imaginar social, susținând că formulele utopice ar echivala mai degrabă unor construcții verbale ale unei comunități quasi-umane. Și aici, ca punct de reper, am filmul lui Terry Gilliam, Brazil, în care dezvolt foarte mult acest subiect, acolo unde instituțiile, exigențele, regulile de bază, obiectivitatea, relațiile comunitare, toate vor fi organizate pe seama unui principiu de superioritate, prin urmare, pe seama unui raport de forțe. Acest discurs utopic este cel care neagă prin toate mijloacele de care dispune, indiferent că e un discurs utopic de tip literar sau unul de tip cinematografic, contestă realitatea imediată. Iar fiind de natură imaginară, ideal, faptul utopic își pierde din substanțialitate, aș spune. Realitatea utopică are posibilitatea să se instituie doar printr-o reducție ontologică, chiar dacă pe noi în această analiză ne interesează foarte mult și această parte estetică, fiind plasat într-o dimensiune incertă. Realitatea imaginară ca mecanism este construită și așezată și așează mai degrabă în paranteze un întreg real social, iar spațiul și timpul în care acesta este transpus trebuie să nu cunoască nicio formă de alterare. Construcțiile utopicului pelicular pot avea consistență ontologică doar dacă indivizii pot să facă abstracție de cei doi termeni aici și acum. Și într-o analiză care precede o discuție întreagă despre aceste posibilități, probabilități, există un principiu al admisibilității care ne permite să facem distinția între un cinema utopic realist și un cinema utopic ficțional. Recunosc, pe mine mă interesează ambele variante, fie că vorbim de variante pozitive, fie că vorbim de variante negative ale acestora. Acestea sunt niște alternative care au o încărcătură axiologică diferită și aici termenul de alternativ cred că poate fi discutat din punct de vedere al analizei pe care profesorul Floroae îl face. Cinematografia utopică, aș spune, că are marele avantaj de a putea folosi procese tehnici de defamiliarizare, de a modifica realitatea pe care privitorul o cunoaște deja ca fiind una nenaturală, schimbându-i fie forma, așa cum vom vedea în cazul Metropolisului, care este foarte contestat în literatura de specialitate și nu este considerat o utopie, ci mai degrabă un film fantastic care anunță această alimentare a unui post uman care
de care dispunem în acest moment, fie în a modifica natura, modificând un întreg câmp de acțiune al reflexului perceptiv pe care omul îl are. E foarte important să amintesc că în această analiză a pelicularului utopic mă folosesc ca instrument de tot ce înseamnă elementele de putere la Foucault, pentru că mi se par că ele pot fi aplicate foarte ușor în cadrul analizei. Iar această noutate cu care Foucault vine este, după cum bine știți, legată de modul alternativ în care această putere se disipă pe absolut toate palierele de relații ale societății. Acest nou model ne dă posibilitatea de a constitui un eșantion al aspectelor mundane, al modalităților în care puterea poate fi exercitată și contestată în același timp, dar mai important este faptul că în centrul acestui eșantion va fi plasat individul, nu ca un simplu obiect al puterii, ci întâi de toate ca un subiect activ. După cum vă spuneam, în analizele pe care le-am făcut deja și de care încep să mă îndoiesc din ce în ce mai mult în ideea în care ele trebuie completate și rectificate, plecam de la Terry Gilliam și de la filmul lui Brazil, în care avem de a face cu această supraveghere continuă a funcționarilor, care se vrea a fi eficientă cu aspirația asemănătoare, aș îndrăzni să spun, panopticonului pe care acestui model arhitectural pe care îl propune Bentham. Gradul mare de expunere individuală, deschiderea către o vizibilitate pe care spațiul social nu a mai cunoscut-o până atunci, reconfigurează privirea și internalizează astfel încât, citez aici din Foucault, cel care este captiv într-un câmp de vizibilitate și care știe acest lucru și asumă el însuși responsabilitatea pentru constrângerile puterii. El le face să acționeze în mod spontan asupra sieși. El înscrie în el însuși relația de putere în care joacă simultan ambele roluri. Devine principalul actor al propriei sale puteri. Prin urmare, asistăm la nașterea cele mai complexe forme de exercitare a puterii, a spune. Aceasta nu va mai acționa în mod real de la individ la individ sau de la individ la instituție. Se va scrie acest cod de internalizare al puterii. Bună oară, e de departe greșit să considerăm că statul posedă o voință opusă de intențiile particulare ale indivizilor și că este capabil să invadeze întreaga plajă a relațiilor de putere. Dimpotrivă, acest întreg corpus comunitar despre care facem vorbire devine un spațiu în care puterea se disipă, un spațiu în care ea poate fi contestată în scopul rescrierii permanente a relațiilor de putere. Și cred că pelicularul utopic aici își joacă marea miză în ideea în care această utopie este dependentă de relația puterii. Pe de altă parte, că vorbeam de expresionismul german și de faptul că metropolisul lui Fritz Lang a fost îndeajuns contestat ca nefiind un film care să fie utopic, eu aș spune că deține suficiente elemente care să-l facă un film utopic, de la elementul circularității și de la elementul întoarcerii, de la motivul turnului Babel până la elementul insularității, această ridicare pe verticală. Iar în film, principala grijă pare să fie legată de posibilitatea controlării acestui viitor al unei utopii negative. V-am spus, mă voi referi inclusiv la toate genurile de utopii, într-un cadru bine delimitat al unei fantezii urbane, într-un oraș, și aici fac o legătură cu oarecum și cu acest element arhitectural, într-un oraș construit pe ideea inechității sociale și de pierdere a identității oarecum, și am scris în Hermeneia un articol despre pierderea identității în interiorul orașului utopic, a uniformizării omului, care nu devine decât o adjuncțiune a mașinăriilor, prin urmare se deschide poarta către un post-umanism invocat cinematografic, dacă îi putem spune așa. Această arhitectură este reprezentată de o interacțiune grafică a liniilor verticale, a clădirilor înalte, a modelului futurist. În 27 se întâmpla acest lucru, prin urmare putem spune că
felul în care Metropolisul reușește să dea tonul într-o dezbatere polemică, filozofică, face din acest pelicular un motiv în plus să merite o analiză mai amplă despre tema despre care facem vorbire. Avem de a face cu o reprezentare, i-aș spune, verticală a puterii de la suprafață, printr-o mișcare circulară, care va trasa principala temă a acestui film, care sunt relațiile de putere. Pe de o parte, clasa dominatoare, pe de altă parte, clasa care muncește pentru a întreține socialul și care construiește o lume utopică, o lume de care ei au nevoie pentru a simți salvarea. Conexiunea între aceste două lumi este realizată de o mașinărie gigantică pe care o putem numi inimă, aflată în profunzimea urbanului, care este ținută în funcție de o clasă muncitoare, socială, despre care aflăm mai târziu că este umană, acolo unde conceptul unei multinaționale de tip power management e evidentă, o armată fără chip a muncitorilor tot mai numeroasă, mișcări oscilante de urcare-coborâre, practic mulțimile din subteran sunt reprezentate prin amenajări geometrice, descriptive asociate unui psihologic cadențat, unui psihologic depresiv a maselor de muncitori obosiți. E un simbol foarte important care apare legat de această putere, un simbol al mâinilor și al capului care vor fi împăcate cu ajutorul inimii, instituindu-se astfel, la spune, o relație între acest aspect al salvării umanității, o relație de puteric între psihic și arhitectură, o preocupare pentru mecanismele inconștientului care vor fi puse în mișcare de aceste pulsiuni colective. Se va vorbi despre această primă relație a omului cu tehnologia. Prin urmare, am notat că aceste construcții utopice pot apărea, i-aș spune, și ca artificiu consolator pentru indivizii inadaptați, lipsiți de o experiență autentică a realului, care trăiesc drame în câmpul social pe care îl ocupă. Problema mare al societăților ideale imaginate, utopice, în raport cu individul, pare să fie, așa cum spunea Ricœur, această incapacitate a societăților de a cunoaște individul ca fiind asociat termenului de imperfecțiune. E foarte important să înțelegem că legăturile dintre indivizii care sunt ancorați în aceste relații de putere nu pot fi reduse la antica relație de stăpân-sclav ori de victimă-opresor, dimpotrivă presupune un fenomen al unei rezistențe susținute prin însuși acest caracter eficient, acolo unde cineva care opune rezistență reușește să impună un alt fel de relație de putere, i-aș spune. Și cred că astfel funcționează și în cazul Metropolisului. Intriga e foarte simplă. Un loc în care orașul este stăpânit de la suprafață, un prim palier al puterii în care muncitorii construiesc fără întrerupere o lume dinspre subteran și un al doilea palier al puterii care este reprezentat de această lume ideală. Bună oară, se cade ca în finalul acestei intervenții, sper că am fost destul de inteligibil, să punctăm două aspecte foarte importante pe care Foucault le dezvoltă în ideea puterii, și anume cea de bioputere, care este această putere a supravieții, a felului în care viețile sunt gestionate pe ambele paliere, atât la nivel individual cât și la nivel de grup. O putere care reușește să acapareze viața umană, ori utopiile, fie ele cinematografice, vor concentra această putere de contestare a imediatului, căutând
probabilitatea în termenii factualității și în termenii logicii modale, căutând această posibilitate. Aici e o discuție întreagă despre felul în care ne raportăm la cei doi termeni. Legat de această bioputere, i-aș spune că polul important care mă interesează pe mine personal este cel care s-a format, a fost concentrat pe trup ca fiind o mașinărie, dresarea acestuia, potențializarea aptitudinilor, extorcarea forțelor sare, creșterea în paralel a utilității și a docilității, integrarea unui sistem de control eficient într-un sistem economic, toate acestea fiind asigurate prin aceste proceduri de putere pe care Foucault le propune, care caracterizează acest cadru disciplinar, constituindu-se astfel, i-a spune, o anatomă politică a trupului uman. În concluzie, spun că e foarte important să reușesc să găsesc un echilibru în a înțelege această normalizare, dacă e să vorbesc în termenii lui Benjamin, normalizare care este legată de acest fapt al puterii, dezvoltarea relațiilor după principiile lui Foucault, care ne vor dirija și în alte direcții de forțe și vor pune la treabă până la urmă, dacă e să vorbim în termeni niceeni, această voință de putere și manifestarea rezistențelor, pentru că utopia, după cum bine știm, prin urmare și pelicularul utopic va manifesta o astfel de rezistență. Cam asta a fost. Mulțumesc! Și noi mulțumim foarte mult. Am să vă invit pe heteroscaun, pentru că nu vă pot invita la această masă de discuții. Și am să încep eu cu o observație, pentru că am tot auzit în aceste două zile împunsătura către arhitecți. Am aflat că Foucault, da, data viitoare să venim și cu mai în putere, așa. Am aflat că Foucault a râs de arhitecți atunci când aceștia îi cereau imperativ să dezvolte o normă, o metodologie, o ceva care să poată fi desenat pe hârtie. Și atunci m-am gândit să conceptualizez această chestiune, să lămuresc așa, nu știu dacă putem să... Da, iată. Pot să pun această... Ok, atunci e mai complicat. Am făcut această matrice de analiză care se folosește de obicei în mă rog, e în oglindă pe ecran. Acum o să o explic. Mi se pare că există această tensiune în care putem fie să ne privim naiv și să și râdem că e diferența creează ilaritate, vine din perspective disciplinare diferite sau din greutatea pe care o dăm lucrurilor cu care lucrăm și în fiecare disciplină în parte are un raport de ăsta dinamic între o chestiune de prudență și una de imprudență. Am zis așa că avem prudența și imprudența. Tindem să fim mai prudenți față de anumite lucruri și mai îndrăzneți față de altele. Și avem aici pe arhitecți și dincoace pe filozofi. Și opoziția se naște în cele patru colțuri în ceea ce privește, de exemplu, raportul cu timpul. Exemplele pe care le-am văzut în decursul celor două zile sunt cele clasice. Filozofii se raportează la exemple istorice ale unor istorii care s-au încheiat și care sunt
clare sau chiar foarte clare sau, da, cinstite, da, sancțiune. Și distincte și spațializate și, domne, s-a încheiat istoria respectivă, avem furier, da? Ce ar face imediat un arhitect ca mine, da? Și ca alții. M-aș uita instantaneu la co-housing-ul contemporan, care este o nouă formă. Da? Sunt informat, am fost la Berlin, la toți co-housing. O istorie care este în desfășurare și, în plus, iarăși partea de prudență, imprudență, operaționalizarea acestor concepte este, în cazul arhitecților și legată de spațiu, foarte prudentă, pentru că trebuie să desenez, să normez, să atașez o listă de cantități și o listă de costuri, pentru că altfel voi fi sancționat grav, în vreme ce în curtea filozofilor pot să speculez fără să fiu pedepsit decât discursiv de către colegii mei care pot să-mi zică eventual că, domnule, nu mi-a plăcut ce ai spus, ascultă la mine aici. E mult mai ușor, da? Deci raportul... Există filozofi care au murit și au fost omorâți pentru ce au spus. Istoria filozofiei este o întreagă istorie a unor... pot să vă reamintesc că Hobbes a fost interzis când a scris Contractul Social. Spinoza a scris în latină, nu pentru că i-a plăcut latina, ci pentru că ar fi fost interzis de către biserică. Există un pericol foarte mare și în filozofie, la fel cum e și în arhitectură. Și să nu uităm că amândouă sunt discipline care dețin puterea. Filozofia o putere simbolică pe care o vedem și care dețin puterea, care exercită puterea. Iar arhitectura face parte din rețeaua de putere. Și facem concurs de crucificați și de așa, râzând în același timp. Asta vreau să subliniez, că s-ar putea să existe aceste diferențe între prudență și imprudență, între cele două discipline, care de altfel sunt foarte de fertile și ne dau ocazia să mergem mai departe. Și asta era și comentariul pentru Ionuț Văduva. Există această fascinantă continuare a alienării și a răspunsului la alienare spațială în contemporaneitate. Este extrem de intensă și sper să aibă timp și ocazie să o includă în preocupările lui. The floor is yours. Întrebări. Se aude dacă îl ridici în sus. Dacă îl ridici, așa, se aude. Nu se aude, așa-i? Ridică-l. Nu se aude. Trebuie să mi se aprindă obiect. Să fie în sus. Acum merge. Se aude acum? Da. Ok. Observație pentru Ionuț Văduva. Mulțumesc pentru prezentare. Legat de utopie, din câte știu eu, ce s-a întâmplat, mai ales în secolul XIX, a fost o deplasare a sensului utopiei, respectiv o temporalizare a utopiei în raport cu spațializarea sa inițială. Adică dacă ne uităm la Morus și la alții, e clar că vorbim despre insule, nu? Despre spații care sunt retrase și mai departe, societăți sau, în fine, putem să ne imaginăm că pot societăți utopice. Ceea ce se întâmplă în secolul XIX, pe fondul emergenței capitaliste, am putea adăuga, este că utopia devine legată de viitor. Utopia se va produce în viitor. Deci, cumva, observația mea era, dacă nu ar fi necesară o suplimentare a ideii pe care ați propus-o, respectiv faptul că răspândirea scenariilor distopice astăzi e legată de faptul că nu mai putem să avem o utopie spațializată. Dar ceea ce domină, de fapt, începând cu secolul XIX, este utopie temporalizată, zice eu, mai degrabă decât spațializată. Evident că mai putem să intrăm în alte discuții, dar cred că asta era cumva observația. Da? Mulțumesc oricum și pentru prezentare, foarte interesantă.
Hit. Trage. Iar la simt. Da, e acum ok, merge. Ok, da. Da, am ținut să pun și acum o întrebare pentru că m-aș adresa tot lui Ionuț Văduva și prezentării lui legat de problema spațialității. A atins o problemă foarte interesantă, aceea a libertății de mișcare care poate fi înțeleasă și în sens fizic, odată cu capitalismul, care prin definiție presupune angajarea unei forțe de muncă libere. Deci, prin urmare, avem de a face cu o libertate oarecare de mișcare, care e tot mai mare. Așa, anecdotic să ne gândim că, foarte interesant, pe la 1600 ani, pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, către sfârșitul vieții lui, Blaise Pascal a avut inițiativa să implementeze la Paris, se spune, primul sistem public de transport. Blaise Pascal a avut ideea să creeze niște trăsuri cu bilet, ca un fel de autobuz, pe perioada respectivă. Sistemul nu a funcționat tocmai pentru că oamenii munceau foarte aproape de locul în care locuiau. În general, într-un sistem încă aristocratic, înainte de nașterea propriu-zisă a capitalismului, sistemului industrial. Și, capitalismul presupune o libertate de mișcare, în primul rând de la țară la oraș, dar acum mai mult și în cadrul orașului, între periferie și centru. Avem nevoie de metrou de la Floreș la Cluj, Bunoarășa. Bun, pe lângă asta aveam nevoie de o rugăminte, mai degrabă de clarificare în privința falansterului lui Fourier. Foarte interesantă remarca despre falansterul lui Fourier. Aici eu mai degrabă aș avea nevoie de o clarificare. În ce măsură e tot mai degrabă, chiar și falansterul lui Fourier, utopic, e tot vorba de a implementa o disciplină spațială, adică de a spune că, de a asigna la fel niște locuri anumitor categorii, copiii, adulții, mă refer la planul concret al falansterului Fourier. Se poate spune că planul falansterului nu asigura neapărat o libertate de mișcare în raport cu locul. Fiecare stătea în locul respectiv în funcție de activitatea pe care o desfășura. Oare se poate spune cumva asta, adică o utopie care presupunea tot o disciplină spațială, nu o disciplină de clasă, mai degrabă în acest sens al corespondenței, al adecvării fiecăruia la locul lui. Da. Ok, mulțumesc. Sigur că analogiile pot să meargă destul de departe și felul în care e gândită libertatea diferă destul de mult de la autor la autor și felul în care spațiul libertății sau spațiul ca libertate gândit e și el diferit. Dar la Fourier, falansterul e un loc izolat la nivel discursiv. Evident că el poate să aibă interacțiuni cu exteriorul, interacțiuni cu vizitatori și așa mai departe, și Fourier o să ajungă să spună că la un moment dat leii ne vor duce din Franța, ne vor lua prânzul în Paris, China, Lyon și mai departe. Fine, aia e o altă parte a operei lui. Dar cred că nu are o relevanță atât de mare pentru Fourier ce înseamnă libertatea de mișcare, atâta timp cât pentru el izolarea devine un tip de libertate. Și izolarea în cadrul falansterului are și un tip de segmentare a corpurilor clădirilor, pentru că există un corp de clădire care, într-un sens destul de ironic, reproduce spațiul urban industrial, pentru că pe de o parte avem o aripă a falansterului care se ocupă cu industria, unde vor fi și copiii, că oricum sunt călăgioși, și unde vor fi și ei educați, pentru că nu mai deranjează adulții. Pe de altă parte există un spațiu sau o aripă a falansterului care se ocupă cu zona spirituală în genere, și pe de altă parte e spațiul de mâncat. Și există și diviziuni de roluri, de gen și de sex, pentru că Fourier divizează totul. Adică spune că prânzul va fi la ora nu știu cât. Aici femeile, bărbații și copiii mănâncă separat. Prânzul, cina va avea loc la ora 6, 5 mese pe aici și mai departe. Fiecare corespunde unui tip de interacțiune între sexe, unui tip de interacțiune între părinți și copii și așa mai departe, care pe de parte mențin și rolurile de gen, dar pe de altă parte le fac să interacționeze specific. Și tocmai faptul că Fourier produce falanserul ca spațiu reproduce după modelul urban, mi se pare de mare relevanță pentru ceea ce înseamnă izolarea de fapt, sau reproducerea, unde libertatea constă tocmai în izolare sau în mișcarea în cadrul unui falanser. Dar, până, evident, poate să fie mult mai complicată și recunosc că cred că am neglijat-o destul de mult în prezentarea mea. Da, mulțumesc mult de clarificări, chiar. Bine, foarte binevenit. Mulțumesc. Am și o întrebare pentru... Nu văd primul nume acolo, din stânga. Ioan Matriciuc. Pentru Ioan. Aș vrea să ridic o problemă apropo de raportul, să spunem,
pe care l-ai făcut între utopie și distopie. Cred că una dintre, sau așa, cât am înțeles din ce ai spus tu, că una dintre probleme este că astăzi încet am putea, sau se e pe cale să se piardă heterotopiile. Și e posibil, aminti și Ciprian de asta, că puterea e în schimbare. Exact, sau încetăm să trăim într-o societate disciplinară, așa cum a spus Ciprian, a segmentarității, și mai degrabă într-o societate a securității. Ce presupune asta? Se schimbă formele de normă. Cum se spune că în cazul disciplinei avem de ideea unei norme deja date și a unei normări, nu degeaba o spune el, o normă ideală deja dată, și că în societățile de securitate sau, le spunem, descontrol, plecăm de la normal și de la și vom vorbi de o normalizare. Ce vreau să întreb este că, sau ce vreau să spun, de exemplu, plecând de la acest raport, utopiile, le vedem, sunt cumva niște societăți imaginare, putem vorbi de utopii disciplinare, chiar Foucault va vorbi de panoptism ca o utopie, nu? Utopia panoptică. Ce tip de utopie am putea noi imagina acum? Când, repet, normalizarea devine continuă, simțim din ce în ce mai mult că nu avem forme de rezistență. Luc Boltanski, de exemplu, spune că marea problemă astăzi este că nu mai încetează, sau avem o tendință de încetare a punctelor de rezistență, pentru că capitalismul va endogeniza chiar punctele critice, va funcționa cu atât mai mult cu cât îi se aduce o critică prin critica artistă sau critica prin, apropo de guvernarea de sine, prin faptul că nu știu, prin injuncțiune la autenticității, ale performativității, ale autoguvernării și așa mai departe, prin faptul că cu cât ne opune mai mult, cu atât normalizarea va deveni mai tare. Ce tip de rezistențe putem noi? Utopia aici ar fi o formă de rezistență, că e ea fantasmatică, imaginativă, că e ea, să spunem, real, așa cum probabil s-au întâmplat în statele totalitare, nu? State perfecte, rase perfecte, utopia omului nou, omului socialist, utopiile religioase, nu? Unei alte lumi bune, perfecte, care dispare răul și așa mai departe. Apocalip, în sens de lumea de dincolo. Asta vreau să întreb. Dacă îmi dai voie, nu cred că mi-am propus neapărat să întreb un soi de rezistență în ideea în care am prezentat această relație pe care pelicularul utopic o poate avea cu realitatea, cu imediatul, cu concretul, dacă bine am înțeles ce ai întrebat. Ce mai degrabă am încercat să spun că această redirecționare sau această tendință de direcționare către un simulacru, chiar și în interiorul unui pelicular utopic, așa cum este filmul care mă preocupă, s-a transmis gradual. Și bine știm de la Baudelaire că această gradație s-a făcut progresiv în istoria utopiei, de la primele tendințe ale utopiei de a institui această idealitate, lumea ideală, de a reduce această distanță dintre utopie și realitate, până la această simulare a simulacrelor, i-aș spune, această poziționare către o hiperrealitate care,
este operaționalizată în totalitate și clădită pe acest principiu al controlului total. Cred că dacă să vorbim de modelele cinematografice de acest tip, în raport cu acest imediat, cu acest concret, nu mai reprezintă sau nu mai au nicio legătură cu zona imaginarului și ele se confundă din ce în ce mai mult sau de cele mai multe ori ca fiind o prevestire a concretului. E această nouă redirecționare a utopiei, i-a spune, către viitor. Care nu... Da. Dar atunci, asta vreau să spun, scuzați, nu mai gândim puterea ca relație. Vom gândi puterea ca o formă ubicuă care a preluat absolut totul și nu vom mai vorbi de putere devianță, putere contradicție, putere criză, ci de o, nu, de o formă care învăluie existența și o construiește de la zero. O inventează de la... Nu mai există altceva ce să se opună. Și în sens negativ și pozitiv, oricum ar fi. Asta nu... Scuze. Să pun o întrebare. Am o întrebare pentru Cristian Iftode. Spune că ți-a plăcut. Normal că mi-a plăcut. Mi-a plăcut și conferința lui Ghiu. Asta a fost așa, ca să provoc, ce nu mă știți. Întrebarea este, mi se pare că folosirea conceptului de heterotopie în prefață este cumva, nu ambiguă, inadecvată. Nu știu, și vreau să te întreb ce părere ai. Dacă ne raportăm la faptul că înainte scrisese despre azil și că azilul este o heterotopie, conceptul de heterotopie în prefață pare ok, dar dacă ne gândim la faptul că vorbește acolo de non-locul limbajului și de faptul că se ruinează orice spațiu, cred că mai degrabă e vorba de o distopie. Conceptul potrivit acolo ar fi mai degrabă distopie decât heterotopie, dar încă nu știe să o zică acolo, în locul acela. Mulțumesc. Nu am un răspuns ferm. E adevărat, când am citit pe vremuri studenție prima oară cuvintele și lucrurile, n-am acordat mare importanță. Mi s-a părut așa o glumă postmodernă, meta. Dar retrospectiv, pe mine m-a atras acum, și sigur că totul e discutabil, tocmai posibilitatea de a agăța mai multe planuri de referință. Și în sensul ăsta e ceva, e un surplus, să zicem așa, un suplement în sens de iridian pe care îl are heterotopia în raport și cu utopia și cu distopia. Adică ea agață din capul locului un interstițiu între cuvinte și locuri. Da, i-am zis așa în intervenție mele. Deci din punctul ăsta de vedere, dezordinea în clasificare pe care o viza acolo e mai mult decât atâta. Este o, cum știm, foarte bine, e o contestare de fapt a ceea ce părea să fie un transcendental. Și de fapt este doar dacă e un a priori, e doar istorie. Dacă sunt niște sedimente, nu, pe care noi ne-am așezat și după un timp e lectura asta care vine în siajul heideggerian și asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că el, la momentul ăla, știm ce se discuta pe la Ecole, știm ce, cum exploda ca debut Derrida, să putea să aibă în vedere și anumite speculații așa fenomenologice despre Cora, despre, chiar dacă încă nu erau prinse în, nu știu, în discursuri scrise, publicate atunci. Dar el folosește, greșitul, mai multe toposuri de astea, acest topos tintimat, loc un eloc. Era la modă cumva, era circula în air du temps. Deci, da, e un loc neloc bun. Din capul locului poate fi limbajul și am încheiat discuția. Tocmai aici este interesant. Nu se epuizează, nu e completitudine, nu e nici măcar un... cum să zic așa, un principiu de organizare sistematică. De aceea mi-a plăcut
autoironia lui, ca să zic așa, când spune că ok, acum nu zic chiar o știință, era și mai groasă, zic un discurs sistematic. Păi de fapt, tocmai discursul, exact din ceea ce prezentai, discursul sistematic despre heterotopii din conferință este el însuși o heterotopie în sensul din cuvintele și lucruri, care deschide de fapt orice articulare sistematică. Și sigur că e frustrant, dar cum îmi spunea Grove când eram la Paris, atenție că de fapt Foucault avea ceva cumva cad în Wittgenstein, vrea să lase discursul să-ți deranjeze pozitivitățile. Adică nu trebuie el să facă foarte mult, e așa mai tau, lasă-l și să te ducă într-o situație în care frustrările tale se întorc și îți arată ceva despre tine, despre obișnuințele tale de gândire. În cazul nostru, poate că, și acum e mai valabil decât atunci și poate mai valabil pentru cineva instalat mai mult în paradigma anglosaxonă și normalizat în sensul ăsta de cercetare, cum sunt eu, vrând nevrând, prin ce fac în bioetică, te face să reflectezi invers dacă da, așteptările mele nu contribuie și ele la această biopolitică a cercetării, care livrează foarte pasteurizat niște lucruri și care pe termen mediu și lung va ajunge să facă imposibilă tocmai contestarea, tocmai rezistența și toate aceste lucruri. Deci e ok pentru mine dacă heterotopia ne și denervează și dacă cei care vin, să spune, în teoria arhitecturii pot pe bună dreptate, cum au făcut-o de altfel, să ironizeze ei pe foucauldieni spunând că băi, dar ce e asta de fapt? E totul atât de vag, nu e poros. E absolut în regulă câtă vreme se întoarce asupra locutorului, asupra subiectului care reflectează și da, pe mine unul în clipa asta, ca să încheie povestea asta, plonjarea asta în discuția despre heterotopologie, mă face să mă gândesc la o întreagă rețea de concepte pe care le folosesc în practica mea filozofică și s-ar putea să fie niște probleme acolo, adică să le fi instrumentalizat și operaționalizat excesiv, ca să zic așa. Da. Ok, și în altă ordine de idei, doar o observație, discursul ăsta despre sfârșitul heterotopiilor este dintr-un loc de nișă, așa. Mulți care reflectează la chestia asta au în minte ei ceva, ideea cu capitalul, cu transformările capitalului, cu nu știu ce, și nu mai găsesc loc pentru vechile concepte. Dar dacă vrem să fim realiști foucauldieni, il y a du pouvoir, donc il y a de la résistance. Deci, il y a de l'hétérotopie. Da? Adică n-ai cum să scurcircuitezi povestea asta, că puterea va lua alte forme, că rezistența va lua alte forme, că spațialitatea și raportul cu spațiul va lua alte forme. Da? Chestiuni de genul ăsta, sfârșitul heterotopiilor, stați, că încă nu avem sfârșitul utopiilor, încă n-am terminat cu ideologiile, care ideologie, utopie este o altă opoziție relevantă. Deci să nu ne grăbim să punem cruce conceptul. Bun, atât am avut. Mulțumesc. Bine. Bine, dragilor. Mai avem întrebări. Cristi și eu aveam, le povestim. Oricum o să revin un pic pe seară cu toate. Așa. Și o să mai povestim atunci pendelete puțin, să vedem și ce planuri ne facem ca să salvăm heterotopofanii care suntem, sau heterotopii club fan, sau cum îi zice. Dar deocamdată suntem așteptați la un loc unde mergem să mâncăm, un loc de compensație sau de ce e, de criză dacă ne e prea foame. Așa? Mulțumim celor trei. Ioane, succes la Siret, să aveți putere să le duceți pe toate acolo. Ionut, succes la diplomă, la doctorat, la unde ești, orice vei scrie, să scrii bine. Și Cristi, mai ales, mulțumim că ai fost aici și mulțumim că ții vie flacăra foucauldianismului în România și nu lăsăm secta să moară. Mulțumim. Toate bune. Numai bine. Ne vedem mai încolo. Mulțumim.